Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a depus o contestație la Tribunalul București, potrivit căreia la alegerea noii conduceri a Federației Române de Fotbal nu s-ar fi respectat legea. Mai exact, motivul invocat de AJF Giurgiu este legat de prezența la vot a reprezentanților cluburilor de drept public și a unor conducători care, conform statutului, s-ar fi aflat în imposibilitatea de a-și reprezenta cluburile. Tribunalul Municipiului București s-a pronunțat în această privință și nu a validat actuala conducere a Federației. Pentru pronunțare s-a fixat termen pe 6 mai, motiv pentru care decizia instanței nu este considerată o victorie de către președintele AJF Giurgiu. Eu consider că deocamdată n-am dat câștigă cauză și deocamdată a anulat validarea până pe 6. Dar asta nu înseamnă câștigă cauză. Și la mine câștigă cauză, să fie clar, eu am făcut contestație pentru nerespectarea statutului. Nu mi-a mai interesează clar dacă legiuitorul confirmă că nu s-a respectat statutul sau că sperăm că s-a respectat, trebuie fără replică atunci. Potrivit unui comunicat de presă al Federației Române de Fotbal, se precizează că până pe 6 mai la șefia instituției președinte va fi tot Răzvan Burleanu și nu Gino Iorgulescu, potrivit regulamentelor aflate în vigoare. Chiar și așa, președintele AJF Giurgiu spune că nu contestă conducerea Federației, ci nerespectarea regulamentului. Ce n-am contestat conducerea Federației? Eu n-am treabă cu conducerea Federației, eu am contestat nerespectarea regulamentului. Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu este singura asociație din țară care a contestat o încălcare a regulamentului la alegerea conducerii Federației Române de Fotbal.